Cum a venit propunerea pentru acest rol? Știu că e debutul tău în actorie, nu? E debutul meu în seriale. Am avut un rol într-un film până acum și am niște spectacole în 3 teatre din București. Diferă rolul, sau, mă rog, ceea ce își cere meseria de actor pe scenă cu ceea ce își cere în fața camerei? Este o diferență? Da, este o diferență și acum, fiind la început de drum, mi-e greu să fac trecerea asta, mai ales că în ultima perioadă am avut și foarte multe spectacole de teatru și vin la filmări, mă trezesc la 5, fug la teatru, repet, joc, merg acasă, învăț textul pentru a doua zi la filmări. E dificil să fac trecerea asta pentru că e diferit. La teatru trebuie să înțeleagă și cel care stă în ultimul rând. La serial și la film, camera este foarte aproape, adică orice mic gând pe care l-ai, se vede. Ai legat prietenii cu colegii de platou? Te înțelegi cu cineva mai bine, să zic, și în spatele camerelor? Ne înțelegem cu toții foarte bine. Cu Ana Zara am fost colegă în facultate, am fost în aceeași grupă, la clasa domnului Mircea Gheorghiu și ne știm de foarte mult timp și evident că sunt mult mai apropiată de el. Știu că tu faci și balet, ai și foarte multe premii în acest domeniu. Dacă ar fi mâine să te întrebe cineva ce ai alege, actoria sau baletul, la care ai renunțat? Eu m-am lăsat de baletul profesionist acum 4 ani, deci am ales deja actoria. Am făcut balet timp de 16 ani și ultimii 4 ani am studiat la Academia de Balet a Teatrului Bolșoi din Moscova și am și dansat la Teatrul Bolșoi din Moscova. Și cu toate astea, renunțând la balet pentru actorie, nu ți este dor și de balet? Îmi e dor, dar am ocazia să dansez și în serial pentru că s-au inspirat povestea ei din povestea mea de viață și dansez în continuare și mă antrenez, adică nu e ceva ce mă opri de tot, pur și simplu nu mai fac asta ca și meserie. La un moment dat mi-am dat seama că nu mă mai făcea fericită pentru că am început să dansez când aveam 3 ani și m-am maturizat, adică până la 18 ani te schimbi foarte mult și mi-am dat seama că nu mai e ceea ce îmi doresc și e foarte, adică se întâmplă, văd multe cazuri a tinerilor care încep să facă ceva când sunt copii și își dau seama la un moment dat că nu mai e pentru ei și trebuie să ai mult curaj și să ai curaj să faci o schimbare pentru tine. Spune-mi, te rog, anul 2022, cum l-ai descrie într-un singur cuvânt? Special. Pentru că? Am avut foarte multe împliniri profesionale și în viața personală, dar pe cât de multe lucruri bune mi s-au întâmplat, pe atât de greu mi-a fost. Adică special pentru că a fost bun și rău în aceeași măsură. E ceva la personajul principal din Lia pe care l-ai luat în viața ta personală? Nu știu, o trăsătură, un comportament? Suntem foarte apropiate, adică mi-e foarte greu în momentul de față, o să vedem cum se schimbă povestea, dar acum e foarte greu să găsesc o deosebire. Deci cumva ți este ușor să joci acest rol în punctul în care vorbim acum? Eu cred că Lia comunică mult mai bine și confruntă oamenii. Atunci când are o problemă, discută, nu ține în ea. Și e o chestie pe care aș vrea să încep să o fac și eu. Spune-mi care sunt trei dorințe ale tale pentru 2023. Pentru 2023, da. Prima, dar dacă le spun, se mai îndeplinesc? Atunci spune trei dorințe mai puțin. Important. Nu, nu, nu. Cea mai importantă și arzătoare dorință este să vă uitați cu toții la Lia, fără excepții, absolut toată lumea să se uită la Lia, fiecare om care trăiește pe planetă să se uită la Lia. Să fiu sănătoasă și eu și cei dragi mie și să fim fericiți. Un mesaj pentru cei care...
spunem cu sufletul la gură și nu cred că are rost să vă conving să vă uitați, pentru că o să vină natural, vă asigur.